Bun venit, dragilor, la o nouă emisiune pe acest canal. Numele meu este Florin din Florea, iar în cadrul acestei emisiuni suntem în spatele cortinei. Cu toții probabil ați auzit, sau dacă nu ați auzit, auziți chiar acum, de serialul Clanul, ce se difuzează la televizor. Cu ce ne vom ocupa noi la această emisiune în spatele cortinei? Vom discuta despre acest serial, dar cum vom discuta? Vom discuta puțin în avans, un fel de rezumat. Probabil ați văzut clipuri cu rezumat al unor lecturi pe această platformă YouTube. Ei bine, noi ne ocupăm de rezumat al unui serial, al unei ediții ce urmează a fi publicate la TV în cursul zilei de astăzi chiar, pentru că ne aflăm în ziua de duminică. Duminica se difuzează serialul Clanul pe postul de televiziune Pro TV. Bineînțeles că noi nu dăm aici exact secvenți sau ceva de genul, doar povestim despre ce se întâmplă în episodul ce urmează a fi publicat la televizor sau difuzat, se spune, pe televiziune. Și vedem dacă iese această emisiune cum trebuie, vom avea ediție în fiecare săptămână. Ei bine, prima ediție vine așa în aceea zi cu difuzarea episodului la televizor. Însă, de săptămâna viitoare, vom fi într-un avans de vreo 5 zile față de emisiunea ce se difuzează la televizor. Deci, episodul 8, sezonul 2, trebuie să se difuzeze în această seară, pe 9 aprilie 2023, la ora 20 pe televizor. Ei bine, noi suntem pe 9 aprilie, puțin înainte de ora 20, dar de săptămâna viitoare vom fi aproape cu 5 zile înainte, cu rezumatul episodului 9, 10 și așa mai departe, bineînțeles, dacă merge această emisiune. Hai să trecem la treabă. În primul rând, trebuie să vă fac un scurt rezumat al acestui serial, în cazul în care nu ați urmărit deloc până acum serialul, după care trecem să povestim fiecare secvență așa foarte, foarte pe scurt, pentru că va fi o emisiune ce va dura de obicei între 10 și 15 minute. Bun, deci serialul Clanul, care a început în 2022 pe postul de televiziune Pro TV, este un serial de acțiune în principal, ce îl are în rol principal pe Tudor Achim, care în realitate este Denis Hanganu, parcă, dacă nu greșesc, foarte talentat omul ca și actor. Domnul Tudor este fiul lui Achim, nu mai știu exact numele tatălui, domnul Achim, care a fost mâna dreaptă a personajului al doilea principal, un fel de antagonist, dacă luăm în bazme, Bebe Măcelaru, tătuțu. În partea dreaptă, în stânga, este familia Achim. Da, și taicăsu lui Tudor Achim a fost șoferul Bebe Măcelaru, mâna lui dreaptă al Bebe Măcelaru, da? A făcut pușcărie și a murit în închisoare din cauza lui Bebe Măcelaru. Familia Achim este devastată, în special mama lui Tudor Achim, care este doamna Carmen Tănase, nu știu exact în serial numele, nu mai știu, în fine, poate îl știți și mă ajutați acolo în descriere să scrieți în comentarii, în fine. Și firul narrativ așa începe cu Tudor, care era cel mai bun polițist de la școala domnului caporal, aș zice eu, dar nu-l cheamă chiar așa, ia să vedem ce nume avea. Comisarul Costoiu, da? Costoiu, comisar, am zis caporal, dar comisar, comisarul Costoiu, cel mai bun elev al lui Costoiu. Și cum a fost planul domnului Costoiu? A fost planul ca să-l arunce pe Tudor în închisoare alături de doi ucenici de-a lui Bebe Măcelaru. Este vorba de al nostru binecunoscut. Ați ghicit? Este Codin Maticiuc, care îl joacă pe Iulică în serial, alături de, ia să vedem dacă mi-aduc eu aminte bine, alături de, poate o să vedem când trecem la povestirea episodului 8 din sezonul 2. Da, și merge firul narrativ, domnul Tudor este infiltrat în familia lui Bebe Măcelaru, devine ucenic, chiar șofer al lui Bebe Măcelaru. De partea cealaltă,
David Pribegu este infiltrat în poliție de către Bebe Măcelaru, care spune că ar fi tatăl său, dar de fapt nu este. Vom descoperi probabil spre finalul serialului că de fapt David Pribegu este Pavel, copilul pierdut al familiei Achim, adică fratele lui Tudor, dar asta încă nu s-a descoperit în serial, dar probabil se va descoperi sau sezonul acesta sau sezonele următoare. Vom vedea. Bun, v-am făcut un foarte, foarte scurt rezumat. În sezonul 2, ce s-a întâmplat? Bebe Măcelaru și-a omorât inamicul, pe domnul Constanțeanu. Și acum vrea să facă echipă cu nevasta lui Constanțeanu, care este doamna... O să descoperim, bineînțeles, în acest episod. Bun, hai să trecem la povestirea episodului 8, episod în avans. În cadrul acestui episod se începe cu o scenă în care tătuțul vorbește cu David Pribeagu despre omul care l-a furat pe David Pribeagu de la adevărata sa familie. Este vorba de Ciomag. Da? Vorbește despre Ciomag și le întreabă: tătuțu, ne ascunzi ceva despre Ciomag? El este în serial frate cu Theo Rose, da? Cu Vera. Ambii fiind luați de Ciomag de la familia lor și după aceea cumpărați de către Bebe Măcelaru și transformați în copii acestuia, da? Bun. Și nu îi spune nimic. Tătuțu îi spune: tu te-ai făcut polițist ca să vii cu anchetele peste mine? Ceva de genul. Urmat această scenă, bineînțeles, de cea în care tătuțul are de luat un transport de la Constanța, un transport de droguri, probabil, nu știu exact, da? Și Tudor îi pune o capcană lui Costoiu. Îl sună pe Costoiu: alo, domnul comisar, în această seară vine un transport în portul Constanța sau ceva de genul, în fine, îi dă adresa. Vino ca să-l prinzi pe Bebe Măcelaru, că asta e misiunea lui Costoiu, asta vrea Costoiu, să-l prindă pe Măcelaru. De asta l-a trimis pe Tudor în echipa lui Măcelaru, ca să aibă un om infiltrat acolo. Ați înțeles probabil firul narrativ, da? Și se duce Costoiu și ghicișe, nu găsește pe Bebe Măcelaru, găsește o dubă plină de pufuleți, mare țeapă ce i-a dat domnul Tudor, pentru că și Costoiu dăduse țeapă când vorbea de ancheta ce trebuia să avanseze pentru a-l căuta pe fratele lui Tudor și a dat seapă Costoiu că nu s-a mai ocupat de această anchetă. Da? Și astfel ei sunt chit, spune Tudor. Bun. Urmat această scenă de victoria lui Bebe Măcelaru, bineînțeles, care se bucură și zice: coană Sofia, vom face o echipă bună. Acesta a fost primul transport, vor mai urma și altele. Da? Deci Sofia este nevasta lui Constanțeanu, care a fost nimicit de către Bebe Măcelaru. Bineînțeles că următoarea scenă este cea în care Tudor este implicat. Cred că am mai uitat o scenă în care Tudor se duce și o ceartă pe mama sa, pe doamna Carmen Tănase, că de ce s-a luat de Vera, da? Că probabil ați văzut în episodul 7, că, sau în episodul 6, nu mai știu exact, că doamna Carmen Tănase se duce să ia de Theo Rose și zice: dacă pui laba pe copilul meu, te omor cu mâna mea. Da, sau în 6 sau în 7 a fost această scenă fabuloasă. Da, și se ia de doamna Carmen Tănase, Tudor Achim, și nu câștigă nimic. Da? Se termină cam așa aici scena. Se duce și o întreabă: de ce te-ai luat de Vera? Etc. Cam asta e scena. După aia avem o scenă tot cu Tudor, personajul principal, trebuie să apară în multe scene el, în care are o viziune și îl vede pe fratele său, pe Pavel, când era mic și se jucau de avați ascunselea. Și îi spune Pavel: găsește-mă, Tudor, găsește-mă! Și după dispare, da, a fost o halucinație, ceva de genul. Dar găsește-mă când ești mare, că Tudor zice: eu te-am găsit, Pavel, te-am găsit, dar găsește-mă, m-ai găsit mic, dar găsește-mă acum, când sunt mare. Seamănă foarte mult cu David Pribeagu, personajul care este infiltrat acolo să-l joace pe Pavel, micuț. Deci, probabil, vom realiza spre finalul acestui sezon că David Pribeagu este, de fapt, Pavel Achim, dar rămâne de văzut. Următoarea scenă se vorbește despre copilul lui Bebe Măcelaru, ăla mic. Scenă Florinel, copilul lui Bebe Măcelaru, copilul cu
soția actuală, Magda, vorbește cu Theo Rose, copilul din fosta căsătorie, care cică ar fi adoptată de pe străzi, de la Ciomag. Vorbește așadar Theo Rose cu Florinel despre un subiect mai aparte, despre ce auzise Florinel prin casă cu hândrălăii lui Theo Rose. După aceea se culcă al nostru Florinel, se duce și Theo Rose în cameră, unde ghiciți ce? Îl găsește pe Pavel, adică pe David Pribeacu, care are o discuție mai aprinsă cu sora lui, între ghilimele de rigoare, bineînțeles, și spune David, tătuțul ne minte, ne ascunde ceva despre Ciomar. Bineînțeles că Theo Rose nu îl crede pe David, se bagă la culcare Theo Rose, însă vine tătuțul în camera ei, repede se ascunde David, vorbește ceva tătuțul cu Theo Rose, se bagă la culcare și Theo Rose imediat, pleacă David Pribeagu în camera lui Theo și după aceea Bebe se duce în camera sa, bineînțeles, e o cameră, o casă foarte mare aici unde stă Bebe Măcelaru, unde Măgduța, cum îi spune el, îl întreabă, ce treabă ai avut tu, Bebe, să te duci la copila asta pe care ai luat-o după stradă? Te culci cu ea și bam, iese un mare scandal, ia doi pumni mutră a noastră Măgduța și cam așa se termină și această scenă, da? Nu ia chiar doi pumni în gură, ia așa, opa, o pac, pac, o lasă la torcom. Cam așa se termină și această scenă minunată și astfel se termină prima oră din cele două ore ale sezonului al doilea, episodul 8 din Clanul. Senzațional, zice până acum. Hai să vedem ce se întâmplă și în cea de-a doua oră. Scena imediat următoare îl regăsește pe domnul Costoiu în prim plan, care este epuizat, exasperat și dorește, bineînțeles, să-și dea demisia. O vizită neașteptată de la doamna inspectoare îl pune pe gânduri pe Costoiu și comisarul îi zice doamna inspectoare că el dorește să demisioneze. Nu mai poate face față acestei situații. De 4 ore a ieșuat în prinderea lui Bebe Măcelaru și deja presa este în vogă cu multe articole despre comisarul Pufulete, cum este supranumit în acest episod 8. Și bineînțeles că se scrie foaia de demisie, care este și semnată de către doamna inspectoare. După aceea comisarul se duce și spune întregii echipe că el a demisionat și toate dosarele vor fi preluate de doamna inspectoare, care va conduce anchetele în desfășurare. Da? După care primește neașteptat un dosar cu amprente din dosarul lui Pavel Achim, pe care îl păstrează el și probabil îl va anunța pe Tudor că are noi indicii despre fratele său. Asta rămâne de văzut în scenele ce vor urma. O altă scenă îl regăsește în prim plan pe Pavel Achim, adică pe David Pribeagu, care vorbește cu iubita sa, cu Ilinca din serial, că vrea să plece în străinătate și să o ia și pe ea cu el. Bineînțeles că aceasta îl refuză și scena continuă cu discuția dintre cei doi. Și bineînțeles că acum ne situăm spre ultimele scene ale episodului 8 din sezonul 2 Clanul. Una dintre ele îl regăsește pe Bebe Măcelaru în prim plan, care vorbește cu Ana Sofia, fosta nevasta lui Constanțeanu, ucis de către Măcelaru, așa, că transportul a ajuns unde trebuie, în Austria, dacă am înțeles eu bine, și că va urma o colaborare foarte interesantă între cei doi și o invită la cină ca să mănânce specialitate italienească, caracatiță, cică. Da, această idee nu prea o încântă pe Ana Sofia, pentru că Bebe solicită să vină și cu fata ei, cea care a încercat să-i pună bombă în mașina lui Măcelaru pentru a-l distruge în ultimul episod din sezonul 1. Da? Și vom vedea dacă va veni la masă cu Măcelaru sau nu, și Sofia și cu Fisa. Da? O altă scenă îl regăsește în prim plan pe comisarul Costoiu, care primește, după cum vă spuneam și mai devreme, actele de la omul care s-a ocupat de amprente și toate cele
și se duce cu actele, bineînțeles, spre Tudor. Eu ziceam puțin mai devreme că îl va contacta pe Tudor. Ei bine, nu contactează, pentru că telefonul acum este ascultat de vreme ce el nu mai este comisar. Și împrumută o mașină de poliție și se duce în urmărirea lui Tudor Agen. Îl găsește pe Tudor, vorbește despre Ciomag, care este omul ce îi va duce pe cei doi atât la Pavel cât și la Bebe Măcelaru, prin intermediul lui Ciomag. Deci cei doi se pun de acord să-l prindă pe Ciomag și să scoată toate informațiile de la acesta. Cel mai probabil eu acum aș interpreta că nu va mai ajunge la Ciomag, acesta va fi omorât probabil de către Bebe Măcelaru sau ceva de genul, că altfel s-ar termina mult prea repede serialul dacă ar ajunge la Ciomag și Ciomag ar sifona totul. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Asta a fost scena și mai rămâne o singură scenă de vorbit despre ea în acest episod cu numărul 8. După care ne vom revedea data viitoare să vorbim despre episodul 9, probabil în 2-3 zile. Bun. Și în ultima scenă acum, din cadrul episodului, la bucătăria lui Bebe Măcelaru sau la servire, autoservire sau nu la autoservire, la bucătăria lui, acolo unde servește masa de obicei, vine și Tudor, îi aduce banii de pe marfă, bineînțeles, și îi transmite tătuțul că a pregătit cina, va veni și Ana Sofia la cină și vor mânca caracatiță. Și, bineînțeles, episodul se termină când Ana Sofica vine în bucătăria lui Măcelaru și tătuțul spune: bine ai venit, Ana Sofica. Așa se termină episodul 8 din sezonul al doilea Clanul. Vom discuta la următoarea ediție a emisiunii Din spatele cortinei ce se întâmplă în episodul 9. Numai bine, vă mulțumesc pentru vizionare și să ne vedem la fel de veseli și în dezbaterea episodului următor Din spatele cortinei. Toate bune! La revedere!